Îi Și dau iar ce mai unii, adaug oameni. unii dau, dar Adică alți mai adaug avocați oameni. sunt că oferă servicii gratuite pro bono pentru activiști ca mine. Da, da, Oleg, dar el se mai dă om că e credincios. Ce credință poți să mai ai tu când tu te locuiești la Și bancă, popa să ai zici că e puterea în bancă? credincios și îți cere taxe la biserică. Credința mie îmi pare o șarlatanie și speculează Și... frica oamenilor de necunoscut ca să facă bani. Ia uite în ce condiții trăiesc preoții, călugării, câte avere are biserica. Da, știu și am primit și informații despre preoți care și am dovada cu Pomohaciu, care s-a dat la mine când am fost la Moșunt. Cristian Pomohaci îmi trimitea mesaje erotice, eram la el încă, n-a știut că eu fac un curs de investigație, pentru că eu am aflat multe de la localnicii de acolo și toți sunt atrași de el. Deci chiar nu vine nimeni la el, la, în ghilimele, la biserica dintr-un garaj. El are un garaj care el încă mai exorcitează demoni din oameni, mai scoate. Am văzut eu asta și chiar de unde a fost venit omul celălalt, că era unul, dar n-am am stat până aproape spre final, dar nu mi-am dat seama dacă eu ieșit, dacă nu, trucaje, chiar n-am realizat ce sunt, auzeam din stradă și din ograda casei lui, răcnitile cele de exorcitare. Deci cum ar face un om care intră necurat în el? Chiar le-am auzit și am văzut omul se legăna, deci avea niște patime incurabile. Ăsta Dar e circ, eu nu cred în astfel de spectacole. nici nu. Ideea este că el nu are voie să facă așa ceva. El nu este autorizat. Plus, el nu are voie să mai slujească, deși el ține slujbe în garaj. Lucru 3 care este o lege și mă deranjează este în felul următor. De ce poliția de la Moșun, când aude de Cristian Pomohaci, nu intervine când sunt o grămadă de oameni bot în bot și este sistemul ăsta de pandemie și de COVID? De ce nu se bagă la el acolo? Pentru că o poți preot cândva și se folosește sisteme care apare pe la televizor și să nu fac vreun interviu ca să-i dea pe alții afară? Oala el nu Probabil, mai există? probabil îi are la mână cu ceva. Ori cu bani, ori cu temerice relații. Dar nu-i problemă Da, că dar... Pomohaci se dă la bărbați. Problema e, am înțeles că e cercetat penal pentru că s-a dat la minori. Asta e pedofilie. Cu bărbații total legal și acceptabil dacă nu e viol. Dar dacă o Vezi? faci, cu minori, asta e ilegal, e penal. Nu, a fost doar o tentație ca să dea la ei. Și acei băieți, ei, el, ca s-ar fi dat cu bani, cu răscumpărare, și ei o fi luat bani și s-o duc și l-au postat. Dar ideea este în felul următor, că el deja și-a primit sentința definitivă, ai văzut? Nu, nu, nu cred că a primit definitivă. Eu, poate doar prima instanță. Nu cred că definitivă, că în România durează procesele o viață. Nu, Oleg, știi de ce? Aici l-au achitat, fiindcă el a fost plecat în America, el nu avea voie să părăsească țara, deci el a încălcat ordin judecătoresc. El avea interdicția de a părăsi România. Păi, Atât avea drept să și meargă cum la l-au judecător. achitat dacă a încălcat legile? Asta trebuia Și să fie o cum? circunstanță agravantă. Da, îți spun eu ce am făcut. Am găsit zilele trecute pe Google, Cristian Pomohaci a fost pus să lucreze timp de 60 de zile în folosul comunității la primăria din Moșuni sau primăria din Rebrișoara. El este deloc născut la Rebrișoara, și la Moșuni are averea, ferma, toate lucrurile, biserica le are la Moșuni. Dar el la Rebrișoara s-a născut acolo, satul lui de copilărie. Și Și dacă aici ai m-am... auzit de scandalul ăsta cu el, de ce te-ai dus la el în garaj, la slujbă, la chestii? Atât de curios erai? Nu știu de ce, eu nu am fost la slujbe. Eu din afara, deci în ogradă, nu am intrat în garaj, în ogradă, fiindcă am văzut că erau o mulțime de oameni. Ceea ce a fost și m-a deranjat pe mine, că eu când am dat să vorbesc cu el personal, o măicuță de acolo l-a chemat pe bodyguardul lui. Deci el are un bodyguard care a fost coleg de lupte cu Cătălin Moroșanu. Deci el chiar mi-a povestit. Luptător Kheuang și Edita Om. Și din reportajul care ai văzut că l-am făcut pentru Moșuni, m-a sunat mama la acest bodyguard, că a rămas surprinsă de ideea că de unde și până unde fac eu acuzații despre băiatul lui. Băiatul lui este plecat de la 12 ani la Pomohaci. Și am spus, doamnă dragă, dumneavoastră sunteți o bugetară, poate sunteți o pensionară, poate sunteți un lucrător funcționar public, etc. Că nu știu ce funcție aveți sau ce lucrați.
ci i-a dat pomohace lui, dumitale nu permit să-i dai lui acasă. Pomohace i-a dat jeep, care îl conduce. Are casa lui care stă cu diverse copchiliții prin casă, că nu e însurat, dar stă cu diverse copchiliții. Și ia apărarea lui Cristian Pomohaci tot timpul. Dacă cineva vrea să plece de acolo, ori îl amenință, ori pleacă și nu-i dă banii deloc. Ei, nu știu, asta e folclor. Nu, credeam că spui ceva ce ai văzut, ce știi, dar ce ai auzit din gura altuia, poate fi bârfă. Nu, am fost eu acolo și am avut un băiat care a plecat și nu i-a dat banii. Păi și ce-a lucrat? Și ce-a lucrat el acolo? El a fost cu animale. Mergea și la vaci, mergea și la păduri, peste tot îl purta. Pentru că Pomohaci are 200 de oi și 20 ceva de vaci are. Și când se întâmplă asta? Asta s-a întâmplat în luna lui iunie-iulie. În august a fost la mare și când a venit de la mare, anul ăsta, când a venit de la mare, el i-a spus ăsta că nu mai are de luat niciun ban. Deși el mai avea bani. Și de ce nu se adresează la poliție sau la inspecția muncii? Oleg, știi de ce? El este o persoană care nu gândește, nu are discernământ, nu nimic. Și el pe Mohaci, numai de ăștia, are pe acolo, să poată să profite de ei. El nu are, n-am văzut un băiat mai strălucit la minte decât unul care apare pe filmare, că ar fi copilul lui. Am înțeles. E grav. Dar restul... Dacă mai ai ocazia, mai documentează și eventual cu probe video, cu înregistrări audio și după aceea se sesizează tu organele, că tu ai discernământ și curaj. Da, dar ideea că nu se mișcă poliția, știi că am cu la ITM. Cu mediatizare o să miște, putem să facem și proteste. Dacă o să arate la televizor, pe internet, dacă o să facem proteste, o să miște. Și Oleg, poliția... Am trimis la acces direct mesajele dintre mine și el. Și nu mi-au dat niciun răspuns acces direct. Le-am spus, domnule, am fost la acolo, ne-am arătat filmarea când am filmat Berbeciului, când am filmat acolo tot ceea ce el făcea interviul. Și acces direct ține cu el. Deci televiziunea este de partea lui. Niciodată nu se bagă când a auzit cu el. Și când a fost pornografia dintre el și acei minori, televiziunea i-a luat parte, eu sunt parte. Pentru că, uite, el acum, cum nu are interdicția, de ce merge pe la televiziune? Și da, normal, dacă era vinovat cu unul condamnat ăștia, cu executare să facă în folos comunității, de ce televiziunile îl mai păsuie și îl mai cheamă să mai... Sentința încă nu e definitivă, așa că omul e deocamdată prezumtiv nevinovat. Probabil poate că nu a apucat sac cu băieții aceia, că mintea lui și are atâtea apartamente. Are atâtea apartamente în Cluj-Napoca. Fii sănătos, dacă oamenii au dat bani, omul a cumpărat ce-a vrut. Dar știi cum mi-am dat seama, Oleg? Când am fost acolo, vineau oameni, lăsau bani în plicuri ca el să citească slujbele. El mâncarea nu o cumpără deloc. Vin oameni cu mașina și aduce mâncare pentru oamenii de acolo, pentru slugile lui. Că nu pot să-i numesc, că sunt minori. Lui, vin oameni și aduc mâncare cu nemiluita. Iar vara îi folosește la făcut de fân, la strâns baloțe, la încărcat baloțe, la adus lemne din pădure, fără ca să aibă autorizații sau lemnele să fie marcate, bodyguardul merge cu tractorul, deși este o infracțiune și o ilegalitate să iei lemne din pădure, fără acordul pădurarului. Nu cred că ai stat atât de mult și ai văzut atâtea. Cel mai probabil le inventez. Mai ales că am văzut cum ai greșit data trecută când mi-arătai pozele unuia dintr-un grup LGBT și ziceai că se prezenta drept minor, când de fapt am făcut o investigație superficială și am văzut că are aproape 50 de ani, cel puțin. Deci se prezintă ca minor, dar nu e minor și deci n-a făcut nimic ilegal. Oleg, nu era persoana respectivă. Persoana respectivă, dacă vrei, îți dau numărul lui personal. Și ai să vezi despre ce am numărul lui personal. Păi da, și acolo în pozele alea s-a afișat numerele lui, pot să-l sun și eu să verific, dar n-am niciun interes, e treaba lui cum pescuiește parteneri. Da, deci nu era pedofilie, e clar că nu-i minor. Că se dă minor, poate e așa strategia lui, să atragă
parteneri amatori de tineri, când el nu mai este de mult tânăr. Are 14 ani, uite, îți trimit Nu poza are îndată, dacă... 14 ani, are de două ori 14 ani, dacă nu de 3. Lasă, Oleg, bun. eu trimit poza îndată și tu îmi spui dacă băiatul acela are mai mult decât spui tu. Să te uiți tu la Eu am investigat profilul, tu poți să-mi trimiți o poză de minor. Eu am investigat profilul despre care mi-ai spus că e minor și nu e minor acela. Acela e profil de om matur. Are și transmisiuni live, se aude voce de om matur în transmisiuni live. Un minor poate să facă transmisiuni cu voce de matur? Transmisiuni live, asta e clar de pe telefonul lui. Nu-s poze luate de undeva. Transmisiune live înseamnă tu în spatele telefonului sau chiar s-a văzut în față. S-a văzut camera din față, după aia a schimbat camera din spate când a filmat gardianul acela. Și s-a văzut fața lui de om matur. Hai ca să te lămurești. De unde aveam să știu eu că el este de la centru Pinocchio? 1. 2 la mână. Am dat la poliție la București sectorul 1, m-au sunat, mi-au confirmat că el este de la centru de acolo și au predat cazul asistența socială de acolo. M-au sunat de la protecția copilului sectorul 1 București ca să le dau mai multe relații și detalii. Și le-am dat. Și eu luat telefonul, eu reținut telefonul și au găsit mesajele dintre mine și el. Și m-au sunat de la protecția copilului. Și acum o să urmeze un curs de anchetă. Mi-a spus doamna, de acolo o asistență socială chiar mi-a spus pe nume și nu știu cum, dar am numărul de la centrul Pinocchio, am numărul. Dacă vrei, ți-l pot da, să sun și să întreb. Deci poliția, sectorul 1, am anunțat, o trimis la centru, a fost un echipaj de poliție la Pinocchio, l-o găsi pe băiatul respectiv și din fotografii și după număr de telefon, eu fost reținut telefonul și din cât spunea că s-a făcut un proces verbal și l-a lăsat la centru, fiindcă el este minor, iar a doua zi, asta a fost duminică, a doua zi, luni, s-a întâlnit cu șefii de acolo și m-a contactat cineva, directorul centrului de acolo la Pinocchio și mi-a spus care este problema de s-a ajuns la poliție. Zic, doamne, eu am căutat atâtea numere de telefon, chiar și de la dumneavoastră, și aveam un număr cel verde care nu sună și este neconectat. Și au rămas surprins. Cum se poate telefonul copilului să nu funcționeze? Doamne, eu vă dau numărul. Dacă la dumneavoastră merge, înseamnă că am greșit eu o chip. Și o scrie, într-adevăr, nu funcționează. Au rămas mirat. Iar ceea ce eu ți-am spus, dacă vrei, îți dau și numărul de telefon la poliția sectorul 1 și întrebi. Nu mai întreb. Care. Gata, m-ai convins, înseamnă că ai făcut investigația bună. Ținem legătura, da. Continuă să faci treabă bună. Da. Normal că fac, că eu nu vreau ca să aduc opinii publice, minciuni, acuzații. Corect. Suntem responsabili pentru informația pe care o difuzăm. Să nu stârnim isterii. Omul mă poate da un judecat și pe urmă eu sunt conștient că pierd procesul pentru că l-am hărțuit și l-am acuzat. Deci pot fi acuzat de două parte, hărțuire și... Calomnie ești tot așa, sigur. Normal, dar eu nu fac de asta. Eu când fac, întâi fac, când de ce am învățat la tine, băi, facem cursul de investigație de la cap la coadă, ne documentăm, facem procedural ceea ce este, termeni legal și până nu mergem mai departe. Până nu terminăm cursul de anchetă, până nu verificăm investigațiile, nu poți să dai public nimic. Good. Ai înțeles? Bravo. Ce înseamnă Oleg Brega, care am priceput Curaj TV de atâția ani de zile,